Bună seara din nou împreună azi, azi ziua lui Venus, azi la 12.52 Venus a reintrat în mișcare directă în balanță, acasă la ea în domiciliu, ura, am scăpat de retrogradare, a fost o retrogradare din punctul meu de vedere personal destul de puternică. Am avut foarte multe trăiri, cred că am plâns mai mult decât am plâns până acum, am avut foarte multe curățări și cred că am învățat foarte multe, foarte multe lucruri pe care poate nu le-am învățat an de rândul, legate de iubire, legate de relaționare, legate de toate, de toate aceste aspecte venusiene. Deci, într-un cuvânt a fost o zi venusiană și ca să fie plină, plină de, de bucurie. Am uh, luat și eu parte la lansarea de carte făcută de mentorul meu, Valeriu Pănoiu, la Romex, la Gaudeamus, bineînțeles, Cartea Relațiilor, nici nu se putea să fie vorba despre altceva, de abia aștept să o citesc. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Valeriu va avea programare la ora 12, dar probabil că încă Venus fiind în retrogradare a ajuns la ora 1, exact când Venus se ieșise din retrogradare. Și am stat de nu ne mai venea să mai plecăm de acolo. M-am întâlnit cu, cu prieteni dragi, m-am întâlnit cu Daniela, m-am întâlnit cu Petruța la mulți ani, Petruța, de ziua ta. Ne-am simțit foarte bine, mulțumim pentru uh, ciocolatele pe care le-ai le făcut cadou. Au fost delicioase. Uh, Corina, draga de ea, alături uh, de noi. Georgeta. Deci, ce, ce pot să vă spun? A fost o zi plină. Și când am ajuns acasă, uh, mi-a venit inspirația ca să sărbătoresc acest moment. De ce? Fiindcă Venus este foarte importantă pentru noi. Venus este foarte importantă în orice hartă natală, fiindcă reprezintă felul cum iubim, felul cum relaționăm. Reprezintă iubirea, așa cum spunea Valeriu, iubirea de sine, iubirea față de ceilalți. Și această modalitate de a interacționa, de a relaționa, de a dărui, de a iubi pe ceilalți. Acest tranzit al lui Venus, sunt sigură că pe toți ne-au învățat foarte, foarte multe lucruri și Aș vrea să vă transmit din toată inima, cu toată iubirea, un mesaj. Am făcut niște etalări aici, cu două cărți. Am fost inspirată și am ales. Prima carte este din minunatul Greenwood Tarot și am pus întrebarea: ce ne-a învățat acest tranzit? Ce am învățat pe fiecare zodie în parte, acest tranzit al Venus în retrogradare? Și a doua carte, deci o să fie o etalare cu două cărți din acest Psychic Tarot of the Heart, care este mesajul pe care fiecare zodie în parte îl primește. Deci pentru fiecare zodie va fi valabil acest mesaj și pentru persoanele care au ascendent în zodia respectivă, să nu mai vângim foarte mult timpul și haideți să vă împărtășesc foarte, foarte pe scurt. Uh, această etalare pentru fiecare zodie în parte. Mie mi s-a părut, văzându o aici în fața mea, desfășurându-se, mi s-a părut extrem de frumoasă și cu foarte multe mesaje pe care doresc din tot sufletul să vi le împărtășesc. Zodia Berbec. Pentru Zodia Berbec, păsarele cu ascendent în Berbec. Ce au avut de învățat în această perioadă? Au avut de învățat, cartea se numește Fulfillment, adică împlinire. Au avut de învățat această centrare, această împământare, această conectare, conectare atât la pământ cât și la divinitate. Vedeți, în interior avem acele, acei șerpi da? care practic înconjoară ceacrele, da? fac legătura între pământ și, și cer și acel echilibru perfect, deci berbecii, putem spune că în această perioadă, vă dați seama, o parte din retrogradare, retrogradarea lui Venus în balanță a venit exact în opoziție cu soarele lor sau cu ascendentul lor. Deci au avut exact, au avut acea oglindă și au putut să se recentreze, să se recentreze în primul rând în relația cu ei. Și mesajul, mesajul pentru berbeci, persoane cu ascendent în berbeci, este de asemenea revelator Heart Chakra. Deschideți-vă inima. Deschideți-vă chakra inimii. Acum puteți să iubiți cu adevărat. Aveți încredere și deschideți-vă inima să iubiți altfel. Să aveți o altfel de iubire. Pentru Tauri și persoanele cu ascendent în Taur, avem o carte, o arcană majoră, care se numește Moartea. Vă dați seama că acest cuvânt care face parte din, din viața noastră, este destul de înspăimântător, dar în cărțile de tarot, în tarotul clasic, moartea este uh, o carte foarte simbolică. Ea ce ne arată? Ne arată acea transformare, acea schimbare, deci Taur, persoane cu ascendent în Taur, mesajul pe care vi-l uh, transmite, această, l a transmis această perioadă, este aceea că a fost o perioadă profund transformațională. Gândiți-vă că jumătate din tranzit a fost în Scorpion. Scorpionul, la fel, a fost în opoziție cu Taurul. Deci sunt sigură că Taurii au alchemizat foarte, foarte mult și au trăit foarte multe experiențe care îi vor ajuta să se transforme. Și mesajul pentru perioada următoare Challenging times, deci vin perioade foarte provocatoare, așa că pregătiți-vă, nu cu scutul acesta, vedeți, e o persoană cu scutul, atenție cu scutul, cum, uh, uh, cum întâmpinați, cum îi întâmpinați pe ceilalți, cum întâmpinați mai departe iubirea, se poate spune sau interpreta cartea că sunteți suficient de înarmați și pregătiți pentru o altfel de relație pentru gemeni. Pentru gemeni din nou, avem o arcană majoră, avem Wheel of Fortune, roata destinului. E vorba de acel, acea mișcare din viața noastră, când sus, când jos, la fel, evoluție, involuție. Probabil că și gemenii au avut perioade destul de controversate în, această, în acest tranzit. S-ar putea să fi avut perioade de maxim entuziasm, s-ar putea să fi avut perioade în care au căzut în butoiul cu, cu melancolie, deci o perioadă destul de de schimbătoare da? sus jos și mesajul pentru această perioadă care uh, va veni este choose your battles. Cred că această roată a destinului să o mai vedeți odată uh, a fost, uh, este foarte revelatoare pentru voi și vă va ajuta efectiv să alegeți relațiile în care să intrați. Și să vă alegeți bătăliile, da? în, în ghilimele, este vorba de relațiile în care veți intra, astfel încât să puteți să aveți relații împlinite și armonioase. Pentru raci, haideți să vedem pentru raci ce avem aici. Bineînțeles, a fost o perioadă destul de grea și pentru ei, se pare, cu multe responsabilități și au asumat. În relație, multe sarcini, da? atât în relațiile cu ceilalți, dar cred că în primul rând au fost aceste sarcini, în ghilimele, în interiorul lor, deci tot ce au, ce au trăit bracii au o viață interioară foarte, foarte puternică și atunci, vedeți, sunt aici, sunt zece de bâte, deci o grămadă de probleme pe care le-au avut de dus de, la care s-au gândit, e bine, nu e bine. Și acum, ce va urma? Healing begin, begins. Deci este începutul perioadei de vindecare. Mai ales că nodul nord este acum în rac. Racii sunt binecuvântați de acest tranzit, această fereastră de oportunitate. Așa încât putem spune că Venus retrogradă pentru ei a fost o perioadă în care sau uh, în care au lucrat cu ei astfel încât să poată să înceapă acest proces de vindecare. Uitați-vă, se dă cortina la o parte. Vedeți aici această, această lumină, această lumină, această lumină verde de vindecare care este exact aici, pe Chakra Inimii. Deci, o carte minunată pentru raci. Lei, lei ce au avut de, de învățat din această perioadă? au avut învățat cartea se numește Generozitate. Lei sunt generoși. Nu putem să spunem că, sunt, că nu sunt generoși, dar câteodată. Uh sau poate în relații sunt mai egocentrici, se gândesc mai mult la ei și lecția pe care au avut-o a fost lecția aceasta: este vorba de uh, nouă de cupe, este lecția emoțiilor: să poată să, poată să reverse asupra uh, partenerilor în relațiile pe care le au, generozitate. Generozitate uh, acea. Acea iubire necondiționată, da? Acea iubire tipică, specifică zodiilor de apă. Vedeți, aici sunt foarte, foarte multe râuri, foarte multe ape, da? Care inundă, practic, această carte. Deci, aceasta a fost conectarea, conectarea la emoții, conectarea la emoțiile interioare și uh, cartea mesajului este superb și strălucește. Cine poate să strălucească decât leul? Deci vă dați seama, aici avem un soare. Deci, dați-vă drumul acum să străluciți, să iubiți. Următoarea zodie, Fecioara. Fecioara, bineînțeles, vedeți aici, avem regere de cupe. La fel, partea aceasta emoțională. Avem cele două, cei... Cei doi reni, da, cu acele coarne care reprezintă, uh, sunt, erau în. Uh, 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 la celălalt, reprezentau foarte mult această, acest uh, simbol al sexualității, al puterii, al masculinității. Probabil că fecioarele au avut de învățat această lecție referitoare la uh, conectarea la corpul lor conectarea la propria lor sexualitate și aș dovedi această putere interioară. Și mesajul este să, să, să li se releve oportunitățile care vor veni. Opportunities Bacon, deci aici este o persoană care în aparență este destul de resemnată, privește undeva la stele, dar este în așteptarea unor noi oportunități care sigur vor veni și pentru Fecioare. Uh, următoarea zodie, vorbim despre balanțe. Uh, mesajul este 10 de, uh, de stâncă, se referă la partea aceasta de materializare și uh, cartea uh, se numește Acasă. Deci, balanțele au avut de uh, integrat în această perioadă uh, relația aceasta într-un cămin, relația. Acasă la ei, cu cei dragi. Cred că a fost pentru multe balanțe care, în general, sunt în relații, această această lecție de a vedea cum se reinventează. Eu văd ca pe o reinventare în, în relații. Și pentru balanțele care nu sunt în relații, să-și dorească, să vadă, să-și proiecteze o nouă casă și o nouă relație pe care și-o doresc. Și, bineînțeles, vor primi și acea recompensă mult dorită, deci este o carte încurajatoare pentru balanțe, se vor conecta la dorințele lor și vor primi această recompensă. Mai departe, Scorpionul. Pentru Scorpion, ia uitați-vă ce avem aici, avem Regina de bâte și este simbolul iepurașului. E, iepurașul, tot în mitologia celtică, este foarte conectat cu fertilitatea, cu această energie feminină, cu această energie de creație. Deci, scorpionii, locul unde, unde Venus a retrogradat jumătate din perioadă, cred că a lucrat foarte, foarte mult, în primul rând, în interiorul fie a lucrat la și. Deci a lucrat legat de partea aceasta de, de intimitate, partea aceasta de dorință, poate, de a avea copii, dorință de a întemeia un cămin, dorință de a fi creativ în relații, de a-și manifesta creativitatea altfel. Deci, Scorpionii, practic, au avut foarte, foarte multe de învățat în această perioadă și mesajul pentru ei în perioada următoare, la fel, este superb, share the love. Adică să și împărtășească iubirea pe care au adunat-o. Vedeți, este inima aceasta superbă pe care o au în mână și decât nu este nevoie decât să întindă mâna cu inima și să-și dăruiască această inimă care acum este pregătită pentru iubire. Săjetătorii, ce să spun, ei sunt într-o continuă sărbătoare. Ei au învățat, lecția lor a fost să învețe pe acest tranzit cum să-și sărbătorească iubirile, cum să-și sărbătorească relațiile, cum să integreze și să, uh, și să poată să-și manifeste, să poată să manifeste. Tot ceea ce ține de relații. Este o carte de acțiune, da? Four of Wands, este o carte care este conectată la această energie de foc, da? este acest pătrat, această stabilitate. Poate mesajul ar fi și acela de a crea, a reuși să, să se stabilizeze, să-și stabilizeze un anumit tip de relații, ceea ce doresc ei în relații. Și mesajul pentru ei în perioada următoare este Moving on, să meargă mai departe. E clar că ei vor merge mai departe, cât mai departe, poate peste mări și țări, dar sunt sigură că vor evolua și vor merge spre noi relații care îi vor împlini și le vor aduce multe bucurii în acest an. Capricorni, Capricornii ca de obicei sunt destul de serioși. Ei au lucrurile foarte în serios. Aici avem King of Arrows, adică regele de săgeți și avem Lynx-ul. este un animal din mitologia celtică, un animal prădător, un animal important. Este, vedeți, este ca un rege. Capricornul nu se putea să fie altfel decât rege. Și în relații Capricornii, persoanele cu ascendent în Capricorn în acest tranzit au învățat cum să, cum să se stabilizeze în, în, relații, cum să, cum să fie siguri pe ei și cum să relaționeze, vedeți aici este un mic link, și cum să relaționeze cu ceilalți, cum să relaționeze cu, cu partenerii sau chiar cu copiii. Uh, și mesajul pentru pentru Capricorn este crown chakra. Deci este acea conectare, acea conectare la intuiție, da? uh, Pentru ei este nevoie să se uh, să se reconecteze în viitor, uh, au această abilitate, gândiți-vă că nodul sud va fi acolo este Capricorn. Da. Și îi vor ajuta prin experiențe, prin oamenii care vor apare în viața lor ca să se reconecteze la experiențele lor, la tot ceea ce mai au de învățat și să poată în relații să evolueze în această perioadă. Vărsători, vărsătorii cred că au avut o perioadă de odihnă Adică nu au dormit, vă dați seama, pe acest tranzit. Dar cred că au fost foarte, foarte introvertiți. Deci au analizat foarte mult lucrurile. Ei oricum, cred că și-au lins rănile, deoarece au venit după o perioadă de un an în care, vă dați seama, patru eclipse pe axa leu vărsător. Nu le-a fost ușor. A fost martele acela care tot a stat în vărsător până ieri ne-a chinuit și la gradul acela anaretic. Deci ei au, să zic așa, în această perioadă au fost mai introvertiți și au stat mai mult cu ei înșiși ca să poată să înțeleagă despre ce este vorba, ce relații doresc, cum vor să meargă ei mai departe. Și mesajul pentru ei, după ce au făcut toată această analiză, fiți sigur că fiind o zodie de aer, fiind o zodie mentală, au analizat foarte, foarte bine. Soluția este cartea numărul 2, nici se putea altfel, Coming Together. Deci, până la urmă, mesajul este, sau dorința lor este de a fi într-o relație, de a fi împreună, da? de a-și dărui inima și de a putea să, să fie într-o relație frumoasă și armonioasă. Și peștișorii, vorbeam despre mine, nici nu se putea să fie o altă carte aici, avem curățare, este șapte de, uh, de bâte. Deci este o carte a focului. Uh, cam așa a fost. Deci eu personal am simțit că am ars în foc în această perioadă. Uh, foarte multe curățări. Am simțit că sunt conectată cu multe lucruri care vin mult mai de departe. Nu de aici, nu din aceste timpuri. Au ieșit la iveală de, din, lucruri, din locuri care nici nu le știam că există vreodată, și a fost un foc mare, mare, mare de tot. Noroc că peștișorii au foarte multă apă, și încet, încet au reușit să stingă focul cu această apă, această apă a regenerării, aceste lacrimi care, care au curs. Și mesajul pentru pești mai departe este să schimbe focusul. Change your focus. Deci, dragi pești, vedeți ce, la ce v-ați gândit, cum v-ați regândit relațiile, cum v-ați repoziționat în această perioadă și fiți siguri că veți avea de acum înainte o altă abordare. Cel puțin eu, așa voi fi, și așa voi avea. Sper că v-a plăcut etalarea mea, mi-a mi plăcut foarte mult. Am simțit-o aici, în, în adâncul inimii, am simțit fiecare carte, că este că îmi da acea putere de, de a transmite efectiv pentru fiecare mesajul oportun. Ce să vă doresc să aveți un weekend frumos, să aveți un weekend relaxant și să ne vedem cu bine în următoarele filmări ne reîntâlnim pe pagina mea de internet lumistarlight.com pe pagina mea de Facebook Lumi Starlight Astrology și aici pe canalul de YouTube unde încerc să vă țin la curent cu ce se mai întâmplă la nivel astral. Un weekend binecuvântat! Toate cele bune! La revedere!